Trei bărbați din Piatra Neamț cu vârste cuprinse între 30 și 36 de ani din Văleni au ajuns la spital după ce s-au ciocnit de amar și alți trei adolescenți, cunoscuți fiind de prietenia strânsă cu minorul infractor Orlando. După mai multe replici dure între cei șapte bărbați, conflictul verbal a ajuns să fie tranșat cu un cuțit. Victimele cele mai multe s-au înregistrat în rândul seniorilor din Văleni, tineretul având doar o victimă, chiar amar, locotenentul micului infractor Orlando. Scandalul a început în barul El Greco, de pe strada Ștefan cel Mare. Totul cred că e o răfuială dintre două clanuri. Clanuri mici, dar clanuri ciorditori, eu știu, pușcăriași, sau asta care îngreuna serviciile chiar amele. Deci noi așteptăm consumatorii să vină în unitatea noastră să servească o cafea, ce vrea, mai ușor, să distrezi. Noi am avut parte, ne-am luptat cu borfașă, cu hoță, cu țătare, dintre care sunt foarte păgubași și din partea de acum mi-am pierdut credibilitatea că nu mai e liniște sau ceva. Este foarte greu să intervini, nu mai avem cine să ne apări în țara asta. Ce am observat, când a intrat acest care a fost înjunghiat, deci s-a dus la amar, care a căutat cameră. Deci de aici se constată că ei au avut o asta. Vorbeau de țări străini, din furturi, din nu știu ce între ei. Scandalul, care s-a lăsat cu vizită la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, a izbucnit sâmbătă în jurul orei 22. S-a lăsat efectiv cu sânge. Bineînțeles, au fost răniri la vreo 4 inși. Pe mine mi-a făcut pagubă, mesele, mi-a rupt o masă, bănci, m-a furat din vitrini, au deschis vitrini și luau sticle și le dădea în cap la ei, se băteau cu sticle. S-a găsit cuțitul în jur cu tocul mâner de aproape 30 de centimetri. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliție, împreună cu o patrulă de intervenție a Serviciului de Acțiuni Speciale și o echipă formată din 4 jandarmi, care au intervenit și au aplanat conflictul. În urma verificărilor efectuate, au fost identificați 4 bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 36 de ani, majoritatea din Piatra Neamț, care pe fondul unui conflict spontan și a consumului de alcool s-au lovit reciproc și au distrus mai multe sticle de băutură și scaune. În urma conflictului, 4 dintre aceștia au fost transportați la Spitalul Județean Neamț pentru acordarea de îngrijiri medicale. La spital au ajuns 3 bărbați din Văleni, dar și amar, locotenentul lui Orlando. Aceștia au fost preluați de ambulanțe, deoarece prezentau numeroase tăieturi, care însă nu le-au pus viața în pericol. După ce își vor reveni, cei 4 protagoniști vor trebui să răspundă și în fața legii, la fel ca și ceilalți 3 participanți la conflict. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburare a liniștii și ordinii publice și port fără drept de obiecte periculoase. Aceștia nu vor răspunde pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, deoarece până la urmă s-au înțeles personajele între ele și reclamațiile au fost retrase.